să învățăm altfel. Susțineți-ne proiectul și abonați-vă la website-ul nostru www.senelar.ro. Mulțumim! Digestia este procesul în care mâncarea solidă este ruptă în bucăți foarte mici care pot fi dizolvate în apă pentru a fi absorbite de sânge și a da energie diferitelor părți ale corpului. Procesul de digestie se desfășoară astfel. În gură, hrana este mestecată și salivată cu ajutorul dinților și a limbii. După ce ajunge destul de omogenă, hrana este împinsă de limbă spre gât și înghițită, apoi trece printr-un tub lung, numit esofag, și ajunge în stomac. În stomac, particulele de mâncare stau peste 4 ore. În acest timp, stomacul distruge bacteriile din mâncare ca să nu ne îmbolnăvim, iar acizii gastrici mărunțesc particulele de mâncare și mai mult pentru ca acestea să poată fi absorbite de corp. Din stomac, mâncarea ajunge în intestinul subțire, unde sucurile din ficat și pancreas rup mâncarea în particule și mai mici. Intestinul subțire digeră mai departe hrana cu ajutorul glandelor anexe și transferă hrana în sânge să dea energie corpului. Intestinul subțire trimite la intestinul gros resturile nedigerate, adică resturile ce nu au fost dizolvate suficient, amestecate cu celulele și microorganismele moarte, și toate acestea sunt eliminate din corp prin rect. Știați că când ne înroșim în obraj de emoție sau rușine și marginea stomacului se înroșește? Mâncarea trebuie mestecată bine pentru o bună digestie. Dacă înghițim bucăți mari, sistemul digestiv nu va putea rupe toate particulele de mâncare și în timp pot apărea diverse boli sau diferite organe pot fi afectate și ne putem îmbolnăvi. Oamenii mereu sunt foarte atenți când cumpără haine și încălțăminte, căutând mereu să cumpere calitatea cea mai bună. Exact la fel trebuie procedat și cu mâncarea. Organismul uman are nevoie de mâncare organică, așadar mâncați sănătos și nu uitați să amestecați bine înainte să înghițiți ca să ajutați corpul să digere mâncarea.